Bună dimineața! Începând de azi va deveni foarte clar ce ne dorim de la relații și care sunt obiectivele noastre financiare. Spre bucuria tuturor, stările de confuzie iau sfârșit și ne recăpătăm încrederea în noi. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. În zilele ce vin, proiectele, studiile sau veștile pe care urmează să le primești îți vor aduce mari satisfacții. În plus, conflictele cu un frate sau cu vecinii se aplanează. Taur. Sunt șanse mari să îți schimbi părerea despre lucrurile care acum 6 luni ți s-au părut importante. Vestea bună este că, în ciuda dificultăților din ultima vreme, situația financiară începe să-și revină la normal. Gemeni. Devine tot mai clar cine merită să stea prin preajma ta și cine nu. De asemenea, începând de azi, unii gemeni iau în calcul o schimbare de loc, iar alții sunt hotărâți să ofere o a doua șansă unei relații. Rac. Nu ar fi de mirare să fii epuizat după mult timp în care ai muncit pe brânci. Totodată este posibil să fii descoperit și o persoană care te-a mințit, ceea ce te-a obosit și mai mult. Vin însă zile mult mai bune, dar mai ai nevoie de un pic de răbdare. Leu. Până nu demult ți-a fost greu să ghicești cine este de partea ta și cine îți este împotrivă. Acum însă totul devine limpede, iar alți lei își dau seama că între ei și o persoană dragă este mai mult decât prietenie. Fecioară. Chiar dacă ești foarte meticulos și organizat din fire, o lună și jumătate nu ți-a fost tocmai clar ce-ți dorești. Dar iată că, începând de azi, devii mult mai stăpân pe ce simți, mai ales vis-a-vis de planurile profesionale, dar și față de colegi. Balanță. Te-ai confruntat cu întârzieri și blocaje, dar revii în joc cu forțe proaspete. Cei care ți-au pus bețe în roate ar trebui să fii atenți, pentru că azi toleranța nu este punctul tău forte. Scorpion. Fie că îți place sau nu să recunoști, poveștile tale de iubire din ultima vreme au stat sub semnul manipulării și al dorinței de a deține controlul. Dar asta și pentru că ai ales oamenii nepotriviți. Universul o să-ți scoată însă în cale alții mai de încredere. Săgetător. Relațiile nu au fost nici de cum lapte și miere, dar important este că reintră pe un făgaș normal. Apar multe oportunități pentru a îmbunătăți colaborările și parteneriatele. Capricorn. Astrele s-au aliniat în așa fel încât să te motiveze să faci ordine la locul de muncă și să nu mai amâni un set de analize. Cu cât amâni mai mult, cu atât consecințele pot fi mai neplăcute. Vărsător. Pe plan sentimental ai avut de-a face cu tot felul de complicații, așa că mă bucur să te anunț că haosul este pe cale să ia sfârșit. Mai mult, latura ta creativă se deblochează. Pești. Problemele de acasă te-au cam secat și de energie, dar și de bani. Din fericire, oamenii dragi sunt mult mai dispuși acum să te sprijine, așa că nu le tăia elanul doar pentru că vrei tu să le arăți cât ești de independent. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată!